Tehanul Solacolu este de fapt o fabrică de produs paste din București. Este localizată de-a lungul Căii Moșilor, o stradă comercială care a fost folosită pentru a se face legătura între târgul din lăuntru al Bucureștiului și cea mai mare piață din oraș. Ca arhitectură, Hanul Solacolu este unic în București, cu două porți mari și stilul arhitectonic în formă de U. Arhitectura lui combină contururi tradiționale cu puține elemente occidentale. A fost construită în 1859 de frații Solacolu, negustori din Svistov, Bulgaria, care s-au stabilit în Valahia. În acest han a locuit Liuben Caravelov, lider al emigrației revoluționare bulgare, în ajunul războiului ruso-româno-turc din anii 1877-1878, la care au participat și voluntarii bulgari. Liuben Stoicev Caravelov a fost un scriitor bulgar și militant de seamă în cadrul mișcării de renaștere națională. Acesta consolidează genul scurt în literatura bulgară, îndrumându-l spre realismul de puternice accente dramatice. Prin povestirile sale a inaugurat istoria novelisticii moderne bulgare, în care abordează tehnica expozitivă și tematica socială. A avut o bogată activitate publicistică, fiind editor al revistelor Znanie și Svoboda. În anii 1990, administrația orașului a evacuat locuitorii ilegali ai hanului și s-a presupus că va începe procesul birocratic de refacere a clădirii, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Clădirea zace în zilele noastre într-o stare de ruină, cu ușile și geamurile blocate de șiruri de metale, bare și plăci. Deși a fost afectată autenticitatea, clădirea are o deosebită valoare culturală. Spre exemplu, o placă comemorativă ne amintește de faptul că aici, la Han, a locuit liderul emigrației revoluționare bulgare în ajunul războiului de independență. Clădirea a fost afectată de un incendiu în timpul celui de-al doilea război mondial, dar și-a păstrat caracterul de locuință până spre sfârșitul anilor 80. La acel moment a fost însă în pericol de demolare. În anul 1997, hanul era în proprietatea Primăriei Generale și a fost introdus în Planul Național de Restaurare pentru reabilitarea centrului istoric. Chiar și așa, nimic nu s-a întâmplat. În 2003, hanul a fost retrocedat urmașilor familiilor Solacolu, iar în 2007 au fost evacuați din han așa zișii chiriași, care desfășurau activități infracționale în clădirea hanului. Și atunci s-a vorbit despre restaurare, dar proiectul a rămas la stadiul de discuție. Există mai multe notițe în arhive cu privire la modul în care arăta hanul. Unele menționează că avea 1000 de metri pătrați și 100 de camere, iar altele, fabrică de paste făinoase cu magazine și pivnițe pentru depozitarea mărfurilor, iar la etaj, apartamente pentru familia de origine bulgară.